Dosarul rusesc, eu găsesc raportul, unde în data de 5 sau 7 iunie, nu se minte, eu trec frontiera, punctul de trecere Sculeni spre România pentru a merge în Germania, și imediat se transmite la Moscova, nu doar copia pașaportului meu de serviciu, dar și a consilierului meu, și a șoferului, copia actelor pe mașină, și văd imediat cum pleacă raportul de la FSB la MAI. Și comunicatul de presă a MAI-ului că... Azi. Ați văzut că dumneavoastră speculați. Da. Deci cei de la MAI au spus că dumneavoastră speculați, pentru că atunci când se comite o ilegalitate de către un cetățean al Republicii Moldova în alt stat, da, organele de drept de aici trebuie să colaboreze. O secundă. Acum, să nu și băi așa deștepți, mai ales acei care mint cetățenii. Vă explic eu, Dorin. În primul rând, pe data de 5 iunie nu era o căutare pe numele meu ca ei să fie obligați să informeze rușii. Dacă nu eram în căutare nici în Federația Rusă, nu internațională, prima, doi. Când există așa o colaborare, eu am colaborat cu structuri din diferite țări, se face altfel, fără comisie rugătorie, fără direcția relații internaționale a Procuraturii Generale, așa ceva nu se face. Se fotografiez pe WhatsApp, se trimis la FSB și zis de haideți, Dorin. Cum se explică asta, da? Asta înseamnă că eu știu prin cine lucrează Voicu la Moscova și prin cine lucrează Gumeniuc, un ticălos care este director adjunct la SIS, care astăzi în loc de să apere Republicii Moldova, eu nu știu ce apără el, înțelegeți, da? A să ajungem, a să ajungem la ei și dacă cred că a scăpi cu mine așa cum a scăpat Andrei Năstase, Andrei lui Dumnezeu, că era ministrul din interne, așa nu o să le meargă.